una sau două băuturi alcoolice pe zi reduc riscul de demență cu 21%, arată un studiu făcut pe 4 milioane de oameni. O echipă de cercetare de la Spitalul Cha din Gumi a studiat relația dintre consumul de alcool și demență în rândul a 4 milioane de coreeni cu vârsta de peste 40 de ani. Cei care au băut mai puțin de 2 pahare au avut o rată de îmbolnăvire cu 17% mai mică. Persoanele care au băut 3 sau mai multe pahare pe zi au avut șanse cu 8% mai mari de a dezvolta demență. Atunci când băutorii înrăiți și-au redus nivelul de băutură la un nivel moderat în timp, riscul de a fi diagnosticat cu Alzheimer a fost redus cu 12%. Iar riscul de demență cu 8%. Echipa de cercetători a împărțit alcoolul în 3 grupe. Băutori ușori, dacă au mai puțin de 15 grame pe zi, băutori moderați, dacă au între 15 și 30 de grame pe zi, băutori înrăiți, dacă au mai mult de 30 de grame pe zi. Cei care au băut mai puțin de un pahar pe zi au avut un risc cu 21% mai redus de a face demență, iar cei care au băut mai puțin de 2 pahare pe zi au avut un risc cu 17% mai mic. Cei care au consumat 3 sau mai multe băuturi alcoolice pe zi au o șansă cu 8% mai mare de a dezvolta demență. Doctorul Richard Isaacson, neurolog la Institutul pentru Boli Neurodegenerative din Florida, a declarat: "Studiul a fost bine făcut și foarte puternic, cu 4 milioane de subiecți, dar trebuie să fim atenți să nu suprainterpretăm rezultatele." Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, consumul excesiv de alcool poate fi un factor de risc fatal pentru apariția cancerului, iar în timp consumul excesiv de alcool poate duce la probleme digestive, boli de inimă și de ficat, hipertensiune arterială, accident vascular cerebral și un sistem imunitar slăbit. Echipa de cercetare și experții au declarat prin intermediul CNN: "Nu va fi mai eficient pentru persoanele care nu beau în timpul săptămânii și apoi brusc beau mai mult de 5 băuturi în weekend," relatează mesajul.ro.